Agata Cristi. Casa din SH și Reaze, era șase dimineața când domnul Parker Pin plecă spre Persia, după ce se oprise la Bagdad. Numărul de locuri pentru pasageri în micul monoplan era limitat și scaunul atât de strâmt, neconfortabil pentru un tip masiv de natura domnului Parker Pin. Se mai aflau încă doi pasageri, un bărbat înalt, solid pe care omul nostru îl plasă în categoria vorbăreților, și o femeie subțire, cu gura făcută pungă și cu un aer sigur de sine. În orice caz, se gândi domnul Parker Pin, nu arată ca și cum ar dori să mă consulte din punct de vedere profesional. Nici ei nu se gândeau la asta. Femeia cea micuță era o misionară americană, foarte activă și fericită, și bărbatul cel voinic era angajatul unei companii petroliere. Amândoi îi povestiseră pe scurt viața lor, înainte ca avionul să-și ia zborul. Eu sunt doar un turist, le declară Parker Pin cu modestie. Mă duc la Teheran, Ispahan și Shiraz. Și simpla muzicalitatea acestor nume așa l-a încântat când le-a rostit, încât le-a repetat: Teheran. Ispahan și Shiraz. Domnul Parker Pin se uită la regiunea pe care o survolau. Era simplu deșert. Simți misterul acestor vaste pustietăți. La Kerman și avionul ateriză pentru controlul pașapoartelor și vămuire. Un geamantan de al domnului Parker Pin a fost deschis. O anumită cutie din carton a fost cercetată cu oarecare interes. Ei s-au pus întrebări. Din moment ce domnul Parker Pin nici nu vorbea, nici nu înțelegea persoana treaba a fost dificilă. Pilotul se îndreptă spre el. Era un german tânăr, blond, arătos, cu ochi de un albastru închis și fața bronzată. Poftim! Întrebă el cu amabilitate. Domnul Parker Pin, care până atunci recursese la o excelentă pantomimă, fără să aibă, după cât se părea, mult succes, se întoarse spre el ca spre un salvator. E praf contra gândacilor, zise el. Credeți că le-ați putea explica. Pilotul îl privea uluit. Poftim! Domnul Parker Pin își repetă rugămintea în limba germană. Pilotul zâmbi și traduse propoziția în persană. Gravele și tristele autorități părură satisfăcute, fețele lor îngrijorate se relaxară, zâmbiră. Unul chiar râse. Ideea li se părea comică. Cei trei pasageri și-au reluat locul în avion și zborul continuă. Au făcut o escală la Hamadan pentru a lăsa șerpii, fără ca avionul să se oprească. Domnul Parker Pin se uită în jos, încercând să zărească stânca de la Behistan, locul acela romantic unde Darius își descrie întinderea Imperiului și a cuceririlor sale în trei limbi diferite, babiloniană, mediană și persană. La ora 1 au ajuns la Teheran. Au trebuit îndeplinite mai multe formalități polițienești. Pilotul german se apropiase și stătea în preajmă zâmbind, în timp ce domnul Parker Pin termina să răspundă la un lung interogatoriu pe care nu-l înțelesese. Ce am zis? Îl întrebă el pe german. Că numele de botez al tatălui este turist, că profesia dumneavoastră este Char, că numele de fată al mamei este Bagdad și că veniți de la Harriet. Contează. Cât și de puțin. Trebuie să spuneți ceva, asta e tot ce cer. Domnul Parker Pin a fost dezamăgit. A găsit orașul din cale afară de modern. asta i părerea pe care și-a exprimat-o în seara următoare, când se întâmplă să dea peste Herschlagal, pilotul, tocmai când intra în hotel. Dintr-un impuls îl invită la cină și germanul acceptă. Ospătarul Georgian se înclină în fața lor și primi comenzile. Sosi și mâncarea. Când au ajuns la tort, un produs cam tare din ciocolată, germanul zise. Așadar, mergeți la Shiraz. Da, iau avionul până acolo. Apoi mă întorc de la Shiraz la Ispahan și Teheran cu mașina. Dumneata o să pilotezi mâine avionul până la Shiraz. Ah, nu! Mă întorc la Bagdad. Sunteți de mult timp aici. De trei ani. Contractul meu a fost stabilit numai pentru trei ani. Până acum n-am avut niciun accident, un merufân. Bătul în lemn. Li s-au adus cești groase cu cafea dulce. Cei doi au aprins câte o țigară. Primii mei pasageri au fost două doamne, început germanul gânditor. Două englezoaice. Și, întrebă Parker Pin. Una era o tânără de familie foarte bună, fiica unuia dintre miniștrii dumneavoastră, cum i se zice. Lady Esther Carr. Era frumoasă, foarte frumoasă, dar nu bună. Nu bună. Complet nu bună locuiește la Shiraz într-o casă din partea locului. Poartă îmbrăcăminte orientală. Nu vrea să vadă europeni. Așa trebuie să trăiască o lady de familie bună. Au mai fost și altele, remarcă domnul Parker Pin. De exemplu Lady Hester Stanope. Dar asta e nu bună, repetă celălalt tăios. Poți să-ți dai seama după ochii ei. Așa erau și ochii comandantului submarinarului meu în timpul războiului. Acum e internat într-un azil. Domnul Parker pincăzu pe gânduri. Și l amintea bine pe lordul Mish Dever, tatăl esterei car. Lucrase sub conducerea lui când acesta fusese ministru de interne, un bărbat înalt, blond, cu ochi albaștri, luminoși. O văzuse odată pe Lady Mish o frumusețe irlandeză, Renumită pentru părul ei negru și ochii de un albastru, violaceu. Amândoi erau oameni frumoși, normali, dar cu toate astea era ceva nebunie în familia Car. Apărea din când în când, după ce sărea o generație. Ciudat că Herr, Schlagal, accentuase așa de mult acest aspect. Și cealaltă doamnă, întrebă el într-o doară. Cealaltă a murit. Ceva în vocea omului îl făcu pe Parker să-și ridice privirea alarmat. Am și eu inimă, spunea Schlagal. Și sentimente. Doamna aceea mi s-a părut cât se poate de frumoasă. Știți cum se întâmplă? Lucrurile astea te iau prin surprindere. Era ca o floare, o floare. Oftă adânc. M-am dus să le vizitez odată, la casa din Shiraz. Lady Esther m-a invitat micuța, floarea mea, se temea de ceva, după cum mi-am putut da seama. Când m-am întors din nou la Bagdad, am auzit că murise. Murise. Se opri și apoi spuse gânditor. S-ar putea ca cealaltă să o fi omorât. Vă spun că e nu bună. Oftă din nou și parcă prin comandă benedictine. Curacao e bun, le recomandă ospătarul Georgian și le aduse două curacao. A doua zi, chiar după prânz, domnul Parker pinzări pentru prima dată și razul. Survolaseră lanțuri muntoase între tăiate de văi înguste, dezolante, aride, numai uscăciune și pustietate. Și, deodată, se ivi și razul, o bijuterie verde ca smaraldul în inima deșertului. Domnului Parker Pin îi plăcu și razul mai mult decât Teheranul. Aspectul primitiv al hotelului nu-l incomodă, nici priveliștea la fel de simplă a străzilor. Se trezi în mijlocul unei sărbători persane. Celebrarea Nanruzului începuse în seara precedentă, perioada de 15 zile în care persane își petrec anul lor nou. Străbătu bazarurile goale și ieși într-o zonă larg deschisă situată în partea de nord a orașului. Tot și razul era în straie de sărbătoare. Într-o zi, plimbându se ieși din oraș. Tocmai fusese la mormântul poetului Hafiz și dorea să se întoarcă când zări o casă care îl atrase. Toată acoperită cu țiglă albastră, roz și galbenă. Ii se păru o casă de vis. În seara aceea servi cina împreună cu consulul britanic și întrebă de casă. Fascinantă, nu-i așa a fost construită de un fost guvernator bogat al Luristanului, care a făcut o frumusețe uzând de poziția lui oficială. Acum aparține unei englezoaice. Trebuie să fie auzit de ea. Lady Estercar. nu bună de tot, s-a adaptat complet acestui loc. Nu vrea să aibă nimic de a face cu tot ce britanic. E tânără. Prea tânără ca să se prefacă în felul acesta are vreo 30 de ani. A mai fost o englezoaică cu ea, nu-i așa. O femeie care a murit. Da, acum vreo trei ani. S-a întâmplat a doua zi după ce mi-am luat postul de aici în primire. De fapt, știți, Barham, predecesorul meu, a murit pe neașteptate. Ia cum a murit? Îl întrebă direct Parker Pin. A căzut de la terasa sau balconul aflat la primul etaj. Era servitoarea sau însoțitoarea esterei, am uitat ce anume. Oricum, îi ducea tava cu micul dejun și a cărcat peste margine. Trist, nu s-a putut face nimic. Și a spart capul de pietrele de dedesubt. Cum o chema? King, cred, sau Willis? Nu, asta este misionara. O fată destul de drăguță. A fost lady Esther supărată. Da, nu. De fapt nu știu. Era foarte ciudată, n-am putut să-mi dau seama. Este o persoană, cum s-ar zice, dominatoare. Simți că e cineva, înțelegeți ce vreau să spun. Aproape m-a înfricoșat cu manierele ei de a comanda și cu ochii ei negri din care ieșeau scântei. Începu să râdă ca și cum s-ar fi scuzat apoi se uită curios la Parker Pin. Acesta părea să privească în gol. Chibritul pe care îl aprinsese nu mai ajunsese la țigară, ci rămăsese neutilizat în mâna sa înțepenită. Arse până îi pâri degetele și atunci îl aruncă, exclamând de durere. Zări expresia mirată a consulului și îi zâmbi. Mă scuzați! Îți aduni gândurile! Trei coșuri pline, răspunse Parker prin enigmatic. Trecură la alte subiecte. În seara aceea, la lumina unei mici lămpi cu petrol, domnul Parker Pin scrise un bilețel. Îi luă mult timp ca să-l compună. În final ieși cât se poate de simplu. Domnul Parker PIN își prezentă omagiile sale doamnei Esther și își permise să o informeze că rămâne la hotelul, fars, Următoarele trei zile, în caz că ea ar dori să-l consulte. Mai puse în plic o tăietură din ziar, faimosul său anunț, sunteți fericit. Dacă nu, consultați-l pe domnul Parker Pin, 17 Richmond Street. Ar trebui să meargă, își zise Parker Pin, în timp ce se urca încântat în patul lui confortabil. Da, aproape trei ani, ar putea să meargă. A doua zi, Răspunsul sosi pe la ora 4. Îi fu adus de un servitor persan care nu vorbea englezește. Lady Ester va fi bucuroasă dacă domnul Parker Pin îi va face o vizită la ora 9 în seara aceasta. Parker Pin zâmbi. Același servitor îl primi la ora fixată. Îl conduse prin grădina întunecată, sus, pe o scară exterioară, ocolind casa până spre capăt printr-o ușă deschisă trecu într-o curte centrală sau balcon care era neacoperită. Un divan mare se găsea lângă perete și pe el te izbea o siluetă culcată. Lady Esther purta veșminte orientale și s-ar fi putut ca un motiv pentru preferințele sale să constea în faptul că îi se potriveau tipului ei de mare frumusețe orientală. Consulul spusese că e dominatoare și într-adevăr părea dominatoare își ținea bărbia ridicată și privea cu aroganță. Sunteți domnul Parker Pin. Luați loc acolo. Arătă cu mâna spre o grămadă de perne. Pe degetul mijlociu strălucea un smarald uriaș pe care era gravat blazonul familiei. Era o relicvă moștenită și trebuia să valoreze o avere frumușică, se gândi domnul Parker Pin. Dădu ascultare invitației cu oarecare dificultate. Pentru un bărbat de statura sa nu era prea ușor să se așeze pe jos cu eleganță. Un servitor apăru aducând cafeaua. Domnul Parker prin luă o ceașcă și sorbi încântat. Gazda sa își însușise obiceiul oriental de ahuzuri. Nu se grăbi să înceapă conversația. Și ea savura cafeaua cu ochii pe jumătate închiși. În cele din urmă rosti. Așadar, ajutați oameni nefericiți, Zise ea. Cel puțin, asta pretindeți în anunț. Da. De ce mi l-ați trimis? Așa obișnuiți. Să faceți afaceri când călătoriți. Era ceva evident imperativ în tonul ei, dar domnul Parker pinui dădu importanță. Răspunse simplu. Nu, când călătoresc vreau să am o vacanță adevărată și nu să fac afaceri. Atunci de ce mi l-ați trimis? Pentru că am avut un motiv să cred că sunteți nefericită. Se așternută cerea. El era foarte curios. Cum avea ea să interpreteze asta? După un minut ea se hotărâ să râdă. Presupun că vă gândiți că oricine abandonează lumea și trăiește ca mine, rupt de nația mea, de țară, o face pentru că este nefericit. Supărare, dezamăgire, lucruri de astea credeți că m-au împins în exil. Ei bine, cum să înțelegeți? Acolo, în Anglia, eram ca un pește pe uscat. Aici mă simt eu însămi. Ca fire, sunt o orientală. Îmi place această izolare. Cred că nu prea înțelegeți. Dumneavoastră trebuie să vă par, ezită o clipă, nu bună. Nu sunteți nu bună? spuse domnul Parker Pin. Era multă siguranță în glasul său, încât i-a-l privi cuprinsă de curiozitate. Cred că se spune că sunt nu bună. Ce oameni proști! Îți poți face o lume cum vrei. Mă simt perfect fericită. Și totuși m-ați chemat aici, spuse domnul Parker Pin. Recunosc că eram curioasă să vă văd. Ezită! Și apoi nu mai vreau să mă întorc niciodată acolo, în Anglia, dar, cu toate acestea, vreau să aflu ce se mai petrece În lumea pe care ați părăsit-o Aprobă înclinând ușor din cap Domnul Parker pin început să vorbească Vocea sa caldă și plăcută, la început gravă, se ridică din când în când, atunci când, atunci când vroia să sublinieze câte ceva anume povesti despre Londra, ultimele zvonuri, femei și bărbați celebri, despre noile restaurante și cluburile de noapte, curse de cai, partide de vânătoare și scandaluri din lumea bună de la țară. Vorbi despre îmbrăcăminte, moda de la Paris, despre buticurile de pe străzi lăturalnice, unde puteai cumpăra la prețuri foarte convenabile. Descrise teatre și cinematografe, îi împărtăși ultimele noutăți despre filme, continuă cu construirea suburbiilor pline de verdeață, se referi la bulbi și la grădinărit și creionă o nouă seară obișnuită londoneză, cu tramvaie și autobuze și mulțimi grăbite să ajungă acasă după programul de peste zi, cu căsuțele care îi așteptau, schițând, în fine, o viață de familie tipic engleză. A fost un tur de forță cu totul remarcabil, dovedind ample și neobișnuite cunoștințe și o înșiruire inteligentă a faptelor. Lady Esther își lăsă capul să cadă, își abandonase aroganța sa afișată. Câtva timp lacrimile îi se prelinseră încet și când el termină, ea clacă și începu să plângă în hohote. Domnul Parker P. nu mai spunea nimic. Stătea și o privea. Pe față îi se citea expresia liniștită, satisfăcut a unui om care făcuse o experiență și obținuse rezultatul dorit. În cele din urmă ea își ridică privirea. Poftim, zise cu amărăciune, acum sunteți satisfăcut. Acum, cred că da. Cum să mai suport, cum să mai suport. Cum să nu mai plec niciodată de aici, să nu mai văd niciodată din nou pe nimeni. Strigătele parcă îi fusese răsmulse din piept. Își stăpâni sentimentele, înroșindu-se. Și, mă rog, întrebă ea provocatoare. Nu faceți obișnuita remarcă. Nu spuneți, dacă vreți atât de mult să vă întoarceți în țară, de ce nu o faceți? Nu, parcă prin clătină din cap. Nu vă este așa de ușor. Pentru prima dată o undă de teamă se strecură în ochii ei. Știți de ce nu pot să mă întorc? Cred că da. Vă înșelați. Dădu din cap. Motivul pentru care nu pot să plec nu-l veți ghici niciodată. Nu ghicesc. Observ. Și clasific. Nu ghiți absolut nimic. Văd că trebuie să vă conving, spuse pe un ton amabil domnul Parker Pin. Când ați venit aici, Lady Esther, cred că ați folosit noua linie aeriană germană de la Bagdad ei și avionul a fost pilotat de tânărul Schlagal, care, mai apoi, va făcut vizite. Da, un, da, oarecum diferit, un, da, mai moale. Ați avut o prietenă, o însoțitoare care a murit. O voce rece, tăioasă ca oțelul acum. Însoțitoarea mea. Se numea. Muriel King. Țineți la ea ce vreți să spuneți prin, țineți. Făcu o pauză ca să se controleze. Mi era folositoare. O spuse dându-și aere și Parker Pin și-a reamintit cuvintele consulului, o să vedeți că e cineva, dacă înțelegeți ce vreau să spun. V-a părut rău când a murit. Mie, normal, pe cuvântul meu, domnule Pin, trebuie să mergem așa departe. Era supărată și continuă fără să mai aștepte vreun răspuns. Ați fost foarte amabil că ați venit, dar sunt puțin obosită. Puteți să mi spuneți cât vă datorez? Dar Parker Pin nu se mișcă. Nu arătă prin niciun semn că se simțea jignit. Merse mai departe cu șirul întrebărilor. Hershlagal nu va mai vizitat de când ea a murit. Să presupunem că ar veni, l-ați primit Bineînțeles că nu. E un refuz definitiv. Definitiv. Herschlagal nu va fi primit. M da, rosti domnul Parker Pinn, gânditor. Ați mai putea adăuga ceva. Armura aroganței pe care o afișase se căzu pentru o clipă. Spuse pe un ton nesigur. Nu, nu știu la ce vă referiți. Ați știut, Lady Esther, Că tânărul Schlagal s-a îndrăgostit de Muriel King. E un sentimental. Încă se mai gândește la ea. Chiar, zise abia șoptit. Ce fel de om era ea? Cum adică, ce fel de om era? De unde să știu eu? Trebuie să vă fi uitat la ea uneori, insistă cu blândețe Parker Pinn. Așa, era o tânără destul de drăguță de vârsta dumneavoastră. Pe aproape. O pauză, după care întrebă, de ce credeți că? Că ținea la ea. Pentru că așa mi-a spus el. Da, da, în termenii cei mai clari. Cum vă mărturiseam, el e un tânăr sentimental. S-a bucurat să-mi împărtășească acest lucru. A fost foarte șocat de moartea ei și de felul în care a murit. Lady Esther sări în sus. Credeți că am ucis-o eu. Domnul Parker Pin nu sări în sus. Nu era tipul care s o facă. Nu, dragă doamnă, o asigură el. Nu cred că ați omorât-o și, așa stând lucrările, cu cât vă opriți mai repede din a mai juca teatru și plecați în țară cu atât mai bine. Ce insinuați prin a juca teatru? Adevărul e că v-ați pierdut cu firea. Asta e. V-ați pierdut rău de tot cu firea. V-ați gândit că veți fi acuzată că v-ați ucis stăpâna. Deodată, fata tresări, domnul Parker Pin continuă. Nu sunteți Lady Estercar. Am știut înainte de a veni aici, dar v-am pus la încercare pentru a fi pe deplin sigur. Pășeta la un zâmbet plăcut și binevoitor. Cât timp v-am povestit adineauri, v-am studiat și, de fiecare dată, Ați reacționat ca Muriel King, nu ca Esther Carr. Magazinele ieftine, cinematografele, noile suburbii în verdeață, întoarcerea acasă cu autobuzul și tramvaiul, ați reacționat la toate astea. Zvonurile despre lumea bună de la țară, noile cluburi de noapte, ce se întâmplă în Maier, cursele, nimic de felul acesta nu vă interesează. Vocea s-a devenit mai convingătoare mai părintească. Luați loc și povestiți-mi. N-ați omorât-o pe Lady Esther, dar ați crezut că ați putea fi acuzată că ați fi făcut-o. Spuneți-mi doar cum s-au întâmplat toate astea. Fata trase adânc aer în piept, apoi se așeză din nou pe divan și începu să vorbească. Precipitat, cu mici izbucniri. Trebuie să încep, la început Mia. Mia a fost frică de ea. Era nu bună. Nu chiar nu bună. Nu puțin. M-a adus aici. Am fost încântată ca o proastă, mi s-a părut așa de romantic. Proasta de mine. Asta am fost, o prostuță. Fusese o chestie cu un șofer. Era nu bună după bărbați, nu bună de tot. El nu a vrut să aibă de-a face cu ea și afacerea a transpirat, prietenele ei au aflat și au râs de ea. Atunci s-a certat cu familia și a venit în coace. Se prefăcea ca să-și salveze reputația, singurătate în deșert, chestii de astea. Ar fi stat o vreme și apoi s-ar fi întors în țară. Dar a devenit din ce în ce mai ciudată. Și apoi a fost pilotul. I a căzut cu tronc. El venea să mă vadă pe mine și ea credea. Ei bine, înțelegeți. El trebuie să-i fie explicat. Și atunci, deodată, ea s-a întors împotriva mea. Era îngrozitor, mă înfricoșa. Spunea că n-am să mă mai întorc niciodată acasă. Că sunt în puterea ei. Că eram sclava ei. Întocmai sclavă. Că putea să-mi hotărască soarta. Domnul Parker pindă do aprobator din cap. Își imagina situația. Lady Esther întrecând încet orice măsură, așa cum înnebuniseră mai înainte alții din familia sa, și fata îngrozită, neștiutoare, fără experiență, crezând tot ce îi se debita. Dar într-o zi, ceva s-a răsculat în mine. M-am împotrivit. I am spus că dacă încearcă să-mi facă ceva, eu eram mai puternică decât ea. Că am să o arunc pe pietrele de jos. S-a speriat cu adevărat. Cred că mă considera un om de nimic. Am făcut un pas spre ea, nu știu la ce s-a gândit că aveam să-i fac. A mers cu spatele, și a. Și a căzut de pe margine. Muriel King își îngropă fața în mâini. Și apoi, o îndemnă cu blândețe domnul Parker Pin. Ni-am pierdut capul, ni-am zis că o să se considere că eu am îmbins-o să cadă. Am crezut că nimeni nu o să mă asculte că voi fi aruncată în vreo închisoare groaznică de pe meleagurile astea. Fața i se crispă. Domnul Parker Pin vedea destul de clar teama firească care pusese stăpânire pe ea. Și atunci mi-a trecut prin cap ce ar fi să mi se fi întâmplat mie. Știam că trebuia să vină un nou consul britanic care nu văzuse pe niciuna dintre noi. Celălalt murise. M-am gândit că ei aș putea păcăli pe servitori. Pentru ei erau două englezoice trăsnite. Când una a murit, cealaltă i a luat locul, le-am dat sume frumoase de bani și le-am zis să-l aducă pe consulul britanic. Acesta a sosit și l-am primit în calitate de Lady Esther. Purta minelul ei la deget. El a fost foarte drăguț și a aranjat totul. Nimeni nu a părut să aibă nici cea mai mică bănuială. Domnul Parker Pin în cuvință dus pe gânduri. Lady Esther ar fi putut fi nu bună de dus la Balamuc, dar era totuși Lady Esther Și apoi, continuă Muriel, aș fi vrut să nu fi făcut. Mi-am dat seama că o luasem razna. Eram condamnată să rămân aici să-mi joc rolul. Nu vedeam cum aș mai fi scăpat vreodată. Dacă mărturiseam acum, ar fi părut mai mult decât oricând că eu aș fi omorât-o. Domnule Pin, ce să fac? Ce să fac? Să faceți! Domnul Parker Pin se ridică cât de iute îi permitea silueta. Draga mea, vino acum cu mine la consulul britanic, care e un om foarte amabil și de treabă. Va trebui, desigur, să faci față unor formalități neplăcute. Nu ți promit că totul va merge strună, dar nu să fii spânzurată pentru o Apropo, de ce s-a găsit tava cu micul dejun lângă cadavru? Eu am aruncat-o. Mam, m-am gândit că ar părea mai plauzibil că eram eu, dacă se găsea și o tavă acolo. A fost o prostie din partea mea. Da, a fost destul de inteligent. De fapt, a fost singurul lucru care m-a făcut să mă întreb dacă ai fi putut, oare, să o elimini pe Lady Esther. Asta până când v-am văzut. Atunci mi-am dat seama că indiferent ce ai face în viața dumitale, n-ai omorât niciodată pe cineva. Pentru că n-am curaj. Nu aveți reflexe de tipul acesta, îi zise Parker, prin zâmbind. Ce ziceți, mergem! O să ne confruntăm cu o treabă neplăcută, dar am să vă ajut și, după aceea acasă la Streatham Hill, nu-i așa că se numește Streatham Hill. Da, am ghicit. V-am văzut fața crispându-s când am pomenit de un anumit număr de autobuz. Vi, draga mea, Muriel Kingezita. Nu mă vor crede niciodată, repetă ea nervoasă. Familia ei și toți ceilalți. Ei nu vor crede că ea s-ar fi putut purta într-un așa mod. Lasă asta în seama mea. Știu câte ceva despre istoria familiei. Haide, dragă, nu mai fă pe lașa. Amintești-ți că e un tânăr care suferă în tăcere. Mai bine am aranja să pleci la Bagdad cu avionul lui. Fata zâmbi și se înroși. Sunt gata, zise ea simplu. Când s-a îndreptat spre ușă, s-a răsucit. Ați spus că știați că nu sunt Lady Esther Card dinainte de a mă vedea. Cum ați putut să ziceți așa ceva? Statisticile, răspunse domnul Parker Pin. Statisticile. Da, și Lordul și Lady Mish de văr avea ochii albaștri. Când consulul a menționat că fata lor avea ochii negri, strălucitori, mi-am dat seama că ceva nu se potrivea. Oamenii cu ochii negri pot avea un copil cu ochii albaștri, dar nu invers. Vă asigur că e un lucru științific. Sunteți de-a dreptul fantastic, exclamă Muriel King. Sfârșit, unul titlul original, The House at Shiraz. Publicată în Parker Pin Investigates, de William Collins Sons și Co. În 1934.